Din 2014, punctul de pensie valorează mai mult, crescând corespunzător și cuantumul indemnizațiilor. Concret, valoarea punctului de pensie a fost stabilită la 790,7 lei, de la 762,1 cât a fost în 2013. Cu aproape 30 de lei mai mult, au anunțat reprezentanții Casei Județene de Pensii Giurgiu. Pensionarii giurgiuveni încă nu sunt lămuriți de cum stau lucrurile și nu se declară mulțumiți, mai ales cei cu pensii foarte mici. Este bine venită această mărire a pensiei? Dar ce mărire ne dă mâncatea, mamă? La 3 milioane jumate zici cât să ne dea? Atât avem, 3 milioane jumate pensie. Bună venită, dar e vorba ce ne dă? La 3 milioane jumate ce să ne dea? Vă închipuiți? Luăm 100.000 de lei? Nu e bine, nu e bine, că e... Păi ales la așa la țărani, nu se ajunge banul, nu se ajunge banul. Nu-i toate ale scumpe? Cam slăbuț, așa să zic, satisfăcător, știu. Cu cât credeți că ar fi trebuit să crească pensiile? A, pensiile vreo 10%, să zic. Pe eu nu știu cu cât a crescut, mă. Nu știu. Da. Până noi la pensia bani în mână, nu știu de nimic. Și pensiile militarilor puse în plată prin legea 241 din 2013 vor crește în luna ianuarie, numai în măsura în care cuantumul lor va fi depășit de pensia revizuită, majorată cu 3,76%. În ceea ce privește indemnizația de însoțitor, în cadrul pensionarilor de invaliditate încadrați în gradul 1 de invaliditate, cuantumul este de 80% din valoarea punctului de pensie, mai exact 633 de lei.